Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Suceava și alături de mine este Andrei Paramanov, vicepreședinte al Partidului Puterii Umaniste, filiala din Botoșani. Domnule Paramanov, bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc! Vreau să discutăm astăzi și ceea ce se întâmplă la nivel local în județul Botoșani, dar și ceea ce se întâmplă cu partidul la nivel național. Să zic așa, ultimile noutăți bune, zic eu, este consolidarea prezenței Partidului Puterii Umaniste în Parlamentul României, în legislativ. Acest anunț a fost făcut de deputatul sucevean Ștefan Alexandru Băișanu pe 24 iunie. Da, este un lucru îmbucurător că o parte din parlamentarii României conștientizează faptul că România nu merge chiar pe un drum cel mai bun și au hotărât înființarea unui nou grup care să procedeze la eliberarea unui nou partid politic și anume Partidul Puterii Umaniste. Partidul Puterii Umaniste are ca fond, mai bine zis, propriu zis, eu știu, grija față de omul de mijloc, grija față de oameni aflați în nevoi, grija față de locurile de muncă ale cetățenilor României și grija ca ceea ce se produce în România să rămână în România și în folosul românilor și nu în folosul altor interese. Imediat după constituire, Partidul Puterii Umaniste a și înaintat un pachet legislativ care cuprinde proiectul care stimulează societățile comerciale să angajeze pensionari care la rândul lor doresc să își constituie activitatea în domeniile în care au acumulat experiență. Al doilea este un proiect destinat tinerilor familiști care vor să-și achiziționeze o casă, care va identifica explicit sursele de finanțare, și al treilea, proiectul privind dialogul social elaborat de Dragoș Frumosu, lider experimentat al mișcării sindicale din România. Vreau să ne oprim la primul proiect, cel care stimulează societățile comerciale să angajeze un pensionar. Avem aici și acea lege. Draft proiect, da. Proiect depus în cadrul Parlamentului. Deci, în primul rând, aș vrea să precizez că în cadrul Parlamentului României s-a creat un grup al Puterii Umaniste din, eu știu, senatori, deputați din cadrul Parlamentului și acest grup a luat inițiativa și a făcut acest proiect care a fost și depus în Parlamentul României, prin care pensionarii sau cei care sunt în prag de pensionare au posibilitatea să opteze, să rămână la locul de muncă, să-și aducă în continuare contribuții la locul de muncă sau să fie angajat într-o altă societate comercială pe specificul muncii depusă în decursul timpului. Acest lucru este benefic întrucât societățile comerciale, în general, au nevoie de experiența acumulată de anumite persoane în decursul timpului și se descurcă greu. Nu că ar vrea pensionarii să, eu știu, ocupe locul tinerilor, dar, din contra, pensionarul, mai lucrând peste ani de lucru și la pensie, poate ajuta acești tineri care vin, eu știu, din mediul de învățământ superior sau mediu și care încă nu au experiența necesară de a practica o meserie la un loc de muncă anume. Pensionarul este cel care îi poate ajuta, îi poate îndruma în decurs de câțiva ani de zile, că o meserie nu se învață într-o lună, două, un trei, ci în 2, 3, 4, 5 ani de zile. În acest sens, noi cei de la Partidul Umanist am zis că este foarte important ca societățile comerciale să aibă această opțiune. Deci nu este o obligație a societății comerciale să țină pensionar în continuare, cu toate că noi știm foarte bine că la ora actuală se practică prelungirea perioadei de lucru pentru anumite persoane care îndeplinesc condițiile de pensionare, numai că nu se practică la toate persoanele, ci se practică la anumite persoane care, sigur, au și ele anumite interese. Ei, noi vrem să excludem acest, eu știu, obicei prost de a prelungi contractele
la persoanele care ies la pensii, numai pentru anumite persoane, că eu știu, ori că fac parte dintr-un grup politic, ori că fac parte, eu știu, din grupul de cel care conduce o instituție sau o societate comercială, ori este aservit anumitor interese, nu știu, numai aceia beneficiază de prelungirea contractului după perioada de îndeplinire a stagiului de muncă și efectiv la ieșirea în pensie. Și li se prelungește cu un an, cu doi, cu trei, în funcție de cât de servil ești față de cel care te-a angajat. Nu, noi vrem să facem oficial printr-o lege ca oricine să poată să rămână în continuare pe locul de muncă, mai ales că este și bun, profesional, să zicem, știți? Da. Și este în ajutorul și a societății prin expertiza pe care a acumulat-o și în ajutorul persoanelor tinere care se angajează în cadrul unei societăți sau a unei instituții chiar. Ați menționat de gruparea umanistă, am să-i dau citire, care este formată din senatorul Teodor Meleșcanu și deputații Grațiela Gavrilescu, Alexandru Băieșanu, Dorel Căprar, Andrei Gerea și Eugen Durbacă. Revenind la această lege, am articolul 1 care spune că societățile comerciale cu capital privat, care la finalul ultimului an fiscal au avut o cifră de afaceri mai mare de 5 milioane de lei, sunt obligate să angajeze la rândul, din rândul pensionarilor cu contract individual de muncă, persoane cu experiență, cu titlul de consilier în domeniile de activitate ale societății comerciale respective. Și avem aici aliniatul 2 al acestui articol, care spune că numărul persoanelor care beneficiază de prevederile acestui articol se stabilește astfel. A. În cazul societăților comerciale cu o cifră de afaceri mai mare de 5 milioane de lei și mai puțin de 5 angajați, unul din aceștia trebuie să fie pensionar. În cazul societăților comerciale cu o cifră de afaceri mai mare de 5 milioane de lei și mai mult de 5 angajați, paritatea nu poate fi mai mare decât un consilier pensionar raportat la un număr de 5 persoane care nu au atins pragul vârstei de pensionare. Deci, cumva, dacă firma are 5 angajați sau mai puțin de 5 angajați, unul dintre ei trebuie să fie obligatoriu pensionar. Dacă au mai mulți, să fie un consilier pensionar la 5 angajați. Nu. Ținând cont de beneficiile pe care le-ar avea în cazul acesta pensionarii și din partea statului, nu ar fi mai convenabil pentru societățile comerciale să angajeze mai mulți pensionari, delimitând astfel angajarea tinerilor? Nu, deci vreau să vă spun că acest proiect de lege este un draft, este depus la Parlament și sunt convins că va suferi unele amendamente, că nu este perfect legea, dar e o propunere, e un proiect care poate fi luat în considerare. Ce aș vrea să vă spun este că suma limită care a fost pusă la fel poate fi modificată mai mare sau mai mică, iar avantajul menținerii în funcție a unui pensionar sau angajarea lui este dat de faptul că pentru acesta, pentru veniturile realizate de acesta, nu se mai plătesc obligații fiscale către bugetul de stat, respectiv CASS și CAS. Da. Asta este avantajul pentru societatea comercială. Că, în general, pensionarii au salariile, zicem noi, la limita maximă a funcției. Și în cazul acesta, dacă un pensionar rămâne în continuare să lucreze în firmă, să zicem, și este angajat în continuare, nu mai plătește aceste obligații, având în vedere că el deja beneficiază de prevederile legii pensiilor, unde spune că un cetățean care deja a obținut decizia de pensionare are aceste drepturi prevăzute în pensie. Nu este o ilegalitate și este un lucru foarte bun. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, sunt foarte mulți pensionari care lucrează la diferite societăți comerciale, mai ales private, mascat, fără niciun fel de contract de muncă, fără niciun fel de obligație către buget, fiindcă, deși el ține, eu știu, patronul acelei societăți comerciale, are nevoie de expertiza lui. Are nevoie de el. Nu trebuie, când îi spune să facă ceva, știi patronul că el face. Iei unul tânăr și îi spui, domnule, vezi că trebuie să faci cu tare lucruri, dar el nu știe să-l facă încă. Nu are expertiza necesară. Eu zic că menținerea în continuare la 5 salariați, cel puțin a unui pensionar, este un avantaj și pentru societățile comerciale, chiar și pentru instituții care angajează salariați noi, pentru faptul că
instruiește vrând nevrând și persoanele tinere care vin și ocupă un loc de muncă, eu știu, poate viitor conducător de societate, dar n-are încă expertiza necesară. Referitor la ceea ce am spus anterior, avem aliniatul 3 care spune că în cazul angajării mai multor pensionari consilieri nerespectând paritatea conform prevederilor, societatea comercială va achita contribuția socială pentru fiecare consilier personal. Iarăși, din nou, dacă punem pe balanță un angajat tânăr, să zicem nu chiar la început, de câteva luni, să aibă 3 ani lucrați în acea firmă și un consilier pensionar, care ar trage mai mult la balanță? Dacă din punct de vedere financiar, referitor la dările plătite la stat, salariul și așa mai departe, care ar facilita firma, ar scuti firma de anumite sume? Știți, aici sunt avantaje și dezavantaje. Salariatul tânăr are un salariu mai mic, că așa este, trebuie să o ia de jos, și având salariul mic și obligațiile către bugetul statului sunt corespunzătoare mai mici, pensionarul care are un salariu mai mare, teoretic are o expertiză, o experiență mai mare, deci să zicem că are posibilitatea să ducă mai ușor la bun sfârșit sarcinile trasate de societate, în schimb nu plătește nimic obligații către bugetul statului. Deci, neplătind aceste obligații către bugetul statului, și societatea înregistrează cheltuieli mai mici. Înțelegeți? Deci societatea sau societățile comerciale capital privat sunt avantajate în acest sens. Și să presupunem că o societate nu vrea să angajeze deloc. Presupune ce se va întâmpla în acest probabil, caz? Probabil că legea va prevede în finalul ei și faptul că societățile comerciale care întrunesc condițiile prevăzute de lege, dar refuză, eu știu, angajarea pensionarilor, vor suferi o penalitate, ceva, o amendă, pentru faptul că spune în lege că legalitatea respectării acestor prevederi este verificată de către Inspecția Muncii. Deci inspectorii de la Inspecția Muncii, când vor ajunge la această societate, vor face o analiză în ce privește cifra de afaceri, dacă a angajat sau a menținut în continuare un fost salariat pensionar în continuare în condițiile legii ca salariat sau dacă a refuzat pur și simplu, probabil că va fi o amendă pe care o va plăti societatea. Mare, mică, vom vedea cum va ieși proiectul din Senat. Ar trebui tinerii să fie îngrijorați că vor fi și mai mulți pensionari care nu-i vor lăsa pe ei să se încadreze în câmpul muncii? Nu este adevărat. Tinerii nu trebuie să îngrijoreze de treaba asta, fiindcă nu scutește, cum spun eu, n-au nicio opreliște în angajare. Deci postul va fi vacant a pensionarului respectiv. Iar faptul că un pensionar mai rămâne într-o societate comercială și muncește este un ajutor pentru un tânăr, care este interesat să învețe meserie. Că sunt și tineri, ce să nu recunoaștem, care n-au niciun interes față de meserie. Și de multe ori unii se angajează numai ca să aibă de unde veni acasă, știți? Nu interesează. Au veniturile acasă, mama, tata le asigură o asemenea condiție de viață, încât ei se duc la serviciu ca să nu se plictisească. Am înțeles. Deci, și bine să învețe că de la un pensionar au ce învăța. Un pensionar, în general, în spate, are expertiză de, eu știu, 40 ceva de ani. În 40 ceva de ani, ca să ajungi pensionar, așa, ai expertiză în față, și bune și rele, și mai puțin bune. Este clar că experiența unui pensionar, mai ales dacă el rămâne în aceeași societate comercială în care a și lucrat, nu poate fi echivalată cu în niciun fel cu experiența unui... Nici cu cunoștințele a 2-3 tineri angajați nu poate fi echivalată. Fiindcă este greu hățișurile, cum spun eu, legislative ale
mai ales cele fiscale, dăm exemplu, sunt atât de mari, atât de vaste, încât dacă nu citești azi și mâine și poi mâine, te pierzi, efectiv. Și atunci când ai experiența unui pensionar, el totuși spune, domnule, vezi că scrie acolo, vezi, scrie, uite, trebuie făcut așa, trebuie făcut așa, trebuie făcut așa. Și încetul cu încetul persoanele tinere, într-un an, doi, trei, reușesc, nu în totalitate, dar să ajungă, eu știu, la expertiza unui cetățean care este pensionar, dar deja pensionar. Ce riscuri își asumă o societate comercială angajând un consilier personal, dacă își asumă niște riscuri? Nu, nu. Nu își asumă niciun risc pentru faptul, în general, societățile comerciale își angajează proprii săi viitori pensionari, îi reangajează. Rare ori sunt societăți comerciale care vor aduce din exterior un pensionar, pentru faptul că cine știe mai bine decât cel care a lucrat în acea societate. Exact. Deci este o mână întinsă pentru pensionarii viitori sau viitorii pensionari care lucrează în propria aceeași societate din care se pensionează. Ăsta este avantajul. Probabil că aici li s-a întins o mână societăților comerciale. În ideea că se spune, da, domnule, poate să rămână fostul tău salariat, pensionar, să mai lucreze la tine un an, doi, trei, patru, cinci, să mai ajute pe, eu știu, echipa tânără care a fost angajată, dar condiția este că îți creăm avantajul că nu mai plătești obligații către bugetul statului, respectiv CSS, impozite și casă să o știți? Da, da, da. Ăsta este avantajul pentru societățile comerciale private și nu numai, și societăți de stat care au în continuare angajați, adică le prelungește contractul de muncă un an, doi, trei, patru, fie că, într-adevăr, nu găsește om de expertiza lor, fie că sunt diverse interese. La momentul... Și politice, nu credeți că altfel... La momentul actual sunt puțini pensionari încadrați în câmpul muncii, unii declarând că preferă să lase postul pentru unul tânăr, că ei au lucrat, își primesc pensia și cu asta sunt mulțumiți. Ținând cont că, având în spate niște ani, pensia este pe măsură. Și ținând cont că salariul este la fel mare, plus că mai ales că nu se plătesc acele dări la stat, oare n-ar revolta un pic tinerii? Cum să vă spun eu? Pentru că un tânăr, un tânăr când se angajează are salariul minimum pe economie. Da. Și acest minim pe economie să fie, deja deci, este o cheltuială mică pentru societate, să zicem, da? Este o cheltuială mică, dar nu acoperă în totalitate bugetul de care... Nu vorbim acum de un tânăr responsabil, de un familist care trebuie să-și întrețină familia și muncește sârguincios ca să poată face acest lucru, să-și ia frumos banii și-a pus în gând să muncească cinstit și corect. Exact. Și el ia 1400 de lei, acum e 1400 de lei minim pe economie. Ținând cont că în firmă mai vine un angajat, chiar odată ce este un post, chiar dacă el este vacant, special pentru acest consilier pensionar, din firmă, bani se alocă pentru el. Nu se alocă pentru pensionar, nu se alocă pentru cei 2-3 tineri care sunt acolo în birou și ar putea primi o mărire de salariu. Pentru că știm cum funcționează sistemul și credeți-mă că chiar dacă ai 3 ani într-o societate comercială, patronii niciodată nu se grăbesc să mărească salariile, niciodată. Chiar dacă îi prevede legea, chiar dacă, ba mai mult, am întâlnit cazuri când patronii au dat afară angajați ca să nu le mărească acel salariu, pentru că se măresc și dările la stat, pe care tot ei le plătesc. Să știți că eu am expertiza necesară să vă spun că sunt firme private care plătesc chiar tineri de la început cu salariu foarte mare, cei tineri care sunt responsabili și care într-adevăr fac treabă și nu se joacă cu telefonul în timpul serviciului.
Dar prefer să mențină și un salariat mai în vârstă sau eventual chiar și pensionar, pentru faptul că pe aceasta nu trebuie să-l controlezi, nu trebuie să duci odată ce i-ai spus că trebuie să facă ceva sau nici nu trebuie să-i spui, el conform fișii postului știi ce trebuie să facă, nu trebuie să stai în urma lui, să-l controlezi. Fii unul tânăr, mereu trebuie să fii cu ochii pe el, să vezi ce face. A făcut ceea ce i s-a spus sau n-a făcut ceea ce s-a spus. Și asta este o pierdere. Patronul nu are timp să urmărească, eu știu dacă are poate 10 tineri să-i urmărească ce fac. Dar în schimb poate angaja acest pensionar care pe lângă faptul că știe ce trebuie să facă, îi urmărește el pe acești tineri, ca să nu spun că îi mai și învață, îi urmărește ce fac. Văd de treabă, nu-și văd de treabă. Deci, pentru patron, în general, de aia vorbim de firme private, nu de stat, este un ajutor, un om cu experiență. Pentru stat, este și pentru stat un ajutor, că, de exemplu, sunt în anumite domenii de activitate, în domeniul, de exemplu, IT, oameni cu experiență, oameni vechi, care, dacă pui un tânăr la ora actuală să urmărească un program de calculator, cum muncesc la el în programul ăla, eu știu, zeci și sute, poate, de persoane, dăm exemplu, acel program trebuie supravegheat. E, credeți dumneavoastră că un tânăr poate supraveghea un program? El abia dacă știe să-l deschidă programul ăla și să mai umbli aici colo, nu să mai și supravegheze pe alții cum lucrează în program. Deci, acum depinde și de tânăr. Sunt unii care sunt destul de dedicați meseriei și chiar știu să lucreze. Se demonstreze bine la locul de muncă, sunt dedicați și sunt convins că orice patron are grijă să-l promoveze și să-l plătească și bine. Dar trebuie să-i demonstreze. Acest proiect de lege, prima reacție care a fost la el, cum au reacționat? Reacțiile sunt pro și contra. Sigur că cele care sunt pro sunt mai multe, care sunt contra sunt firești. Proiectul, dacă v-a mai suferit și, eu știu, aici pe acolo niște modificări și sigur v-a suferit că l-am citit și eu, este un proiect bun. Timpul va demonstra dacă este sau nu este viabil. Eu zic că va fi viabil și că este bun. Și că din el vor învăța și tinerii și cei mai în vârstă vor avea posibilitatea cât mai pot, cu unii din ei pot, unii abia așteaptă ziua de pensionare și spun că nu mai îmi trebuie, m-am săturat. Nu toți cei care ies la pensie vor să lucreze în continuare. Vă garantez în mod sigur. 90% din ei pleacă. Mai sunt 10% care zic că aș mai sta un an, 2, 3, nu mai mult de atât. Știți? În momentul în care simt ei că au niște probleme de sănătate, singuri pleacă. Că să-i dai tot aurul din lume că nu mai stau. Să revenim la județul Botoșani. Dumneavoastră sunteți vicepreședintele filialei Partidului Puterii Umaniste a județului. Președinte este doamna Corina Dănuță, care a pus bazele filialei la Botoșani, antreprenor de succes și cu persoană cunoscută în județ. O să rog pe colegul meu Cătălin să ne pună acea înregistrare cu dumnea ei din 18 iunie, când s-a anunțat înființarea filialei partidului la Botoșani. Deci motivarea mea pentru intrarea în Partidul Puterii Umaniste sunt valorile umaniste și, în primul rând, valoarea umană a clasei de mijloc, ce constituie cea mai bogată resursă de lucru, nefiind valorificată la capacitatea reală de expresie și putere. Astfel putem vorbi de o clasă clar defavorizată ca și clasă socială. Deci, cam ăsta a fost motivul pentru care am ales să mă alătur și să fac această filială județeană a Partidului Puterii Umaniste Botoșani. Deci, după cum am spus și în comunicatul de presă, economia are nevoie de o clasă de mijloc puternică, iar acest lucru este imposibil fără contribuția acestui capital autohton, pe care l-am neglijat continuu, nu eu, ci toate clasele politice care s-au succedat consecutiv la guvernarea acestei țări. Este o miză foarte importantă și care trebuie luată în considerare și autoritățile chiar că trebuie să recunoască acest lucru. Ca și proiecte, reușesc exemplific deocamdată astăzi a
aici și acum. Dorim să demarăm proiecte de evaluare a stării de sănătate a persoanelor defavorizate, cele care nu au avut acces din cauza acestei limitări de transport sau de deplasare datorită epidemiei COVID. Vom face acest proiect viabil, îl vom construi de la zero, astfel încât să avem rezultate, să acordăm asistență persoanelor care într-adevăr au nevoie și au fost limitate. Mesajul cred că este unul singur, care ar putea să fie specific tuturor partidelor aflate la putere sau nu. Deci trebuie să luăm în considerare această clasă din mijloc care este foarte puternică și care trebuie luată în calcul și respectată și ajutată să-și redobândească drepturile pe care le-a pierdut, repet, datorită unor guvernări care nu au fost foarte aplicate asupra cetățeanului de rând. Să spunem și asta. Revenind în studioul la acel proiect pe care doamna Dănuță ne-a asigurat că în viitorul apropiat ne va da detaliile. În județul Botoșani sunt multe de schimbat, presupun. Nu numai în județul Botoșani, în toată țara sunt multe de schimbat. Să știți că eu, de exemplu, personal, în ce privește proiectul care vrea să-l depună doamna Dănuță, am și eu o opinie personală, ca să zic așa, bazată pe experiența care am avut în decursul anilor, lucrând ca fiscalist. Vreau să vă spun că cea mai bună lege în ce privește fiscalitatea în România a fost legea 24, care impozita veniturile persoanelor, fie fizice, fie juridice, în funcție de evoluția veniturilor. Deci o persoană fizică care se autorizează sau o persoană juridică, societate comercială care abia se înființează și până își pune în mișcare tot angrenajul cu salariați, cu mijloace, cu tot absolut, ia timp. Să impoziteze veniturile din primul an sau din prima lună sau din prima zi chiar cu cota unică de impozitare nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Eu consider că societățile comerciale nou înființate, în felul acesta se va încuraja înființarea de noi societăți comerciale, trebuie să plătească o cotă cât mai mică. O cotă care să-i stimuleze să-și facă rezerve, să facă acumulări, să se dezvolte. Înregistrând și aplicând cota de impozitare la fel cum impozitez societăți comerciale care funcționează de ani și ani de zile și care au deja o expertiză și care au deja domenii de activitate ocupate, ca să zicem, din economia țării sau, și nu numai, nu mi se pare corect. Aici ar trebui să umblăm la sistemul de impozitare. Și în felul acesta, probabil că noi vom depune un proiect de lege în care să spunem că societățile nou înființate chiar pot fi scutite un an de zile de la plata impozitului pe venit sau impozitului pe profit. În felul acesta întinzi o mână spre acei tineri care vor să-și facă o proprie afacere și nu au bani suficienți, poate îi ajută părinții, poate mai fac un credit. Creditul știți că se face cu riscuri. Și atunci, dacă eu îl impozitez prin tot rulajul de venituri pe care îl face el într-un an de zile, vă dați seama că, de fapt, din start îmi dau seama că îl văduvesc de orice viitor. Deci, noi de la Partidul Umanist avem această propunere, schimbarea sistemului de impozitare și ajutorarea acelor persoane care vor să pornească o afacere, care vor să meargă pe propriile picioare, să nu devină angajatul nimănui, să fie propriul lui angajat. De aceea toți spun, domnule, dar mă duc la ăla să mă plătească cu un salariu de nimic? Nu! Fă-ți tu o societate comercială, autorizează-te tu ca persoană fizică autorizată, uite, noi ca stat, primii 2 ani de zile sau primii 3 ani de zile, nu te impozităm deloc, îți dăm posibilitatea să te dezvolți. Putem prevedea în lege un acel, ca să evităm speculațiile, un acel amendament în care să spunem că în cazul în care ai închis firma înainte de perioada care noi ți-am dat-o ca facilitate, îți impozităm de la zero totul. Și atunci, cel care are, cum spune, care și-a deschis o afacere, și-a deschis o firmă, sau a început o activitate pe propriile lui picioare,
știi din start că dacă închid firma după 3 ani de zile când am avut acea facilitate, trebuie să plătesc impozite și taxe din urmă. Pentru faptul că nu mi-am ținut eu promisiunea, nu statul. Statul ți-a făcut o ofertă. Tu nu ai respectat-o. Așa mi se pare corect și normal. Sunt foarte multe persoane de bună credință, eu știu, cu experiență în muncă. Sunt tineri care au terminat anumite studii și lucrează la câte o firmă unde nu sunt poate eu plătiți la adevărata lor valoare. Și atunci îi se oferă posibilitatea să se autorizeze el, să facă tot el lucrarea, să o încaseze tot el. Iar în acest sens îi se dă această facilitate, un an, doi, trei, să fie scutit de impozitul pe profit sau impozitul pe venit. Depinde de la caz la caz cum s-a autorizat. Și în momentul în care, să zicem, această societate comercială se închide în mai puțin de un an de zile pentru că ceva nu a mers. Deci analiza poate fi făcută de către organele fiscale care pot să hotărască dacă s-a închis firma pentru că a vrut persoana care s-a autorizat să o închidă sau din motive independente de ea. Și atunci nu trebuie să fim cu ochelari de cal, cum s-ar spune pe românește. Trebuie să vedem aspectele economice care s-au întâmplat și în funcție aceasta se hotărăște dacă se impozitează sau nu. Că sunt, de exemplu, și situații când o firmă poate fi închisă, ori o firmă, ori o persoană fizică autorizată poate renunța la contract, fie în caz de boală, fie în caz extrem, eu știu, accidente și așa mai departe. Sigur că sunt independente de voința persoanei. Și dacă s-a întâmplat un fenomen independent de voința persoanei autorizate, nu poți să-l impozitezi de la zero. Deci trebuie să-i dăm credibilitate. Trebuie să reintroducem, știu, în sistemul românesc acea încredere în om. La noi, la ora actuală, nu mai avem încredere în oameni. Îi executăm pe toți înainte de a-l întreba cum îl cheamă. Asta este. Deci dispare din, eu știu, sufletul acelor instituții ale statului, că acolo lucrează și acolo niște oameni, sau să zicem din sufletul celor care fac proiectul de lege, care sunt conștienți că dacă îl pune aplicare o asemenea lege, omoară un sfert din populația României sau îi bagă pe toți în pușcărie. Deci nu, legea trebuie făcută de asemenea manieră încât să apere atât interesul statului, să zicem, a statului, a nostru, când fără la urma urmei, dar și interesul persoanei. Baș considera mai mult interesul persoanei trebuie pus înaintea interesului statului. Că la urma urmei, dacă ne uităm cine este acest stat și cum cheltuie banii, cred că ar trebui să punem interesul persoanei înainte de interesul statului. Referitor la aceste impozite și dări de stat, cu cât salariul este mai mare, cu atât dările sunt mai mari și efectiv ajungi ca jumătate din salariu să fie plătit la stat. Tu rămâi doar cu jumătate. În funcție de ce se calculează aceste dări, referitor la aceste politici fiscale, dacă e să facem o balanță între ele. Dacă legiuitorul, care înseamnă Parlamentul, Camera Deputaților, cel care face legile ar gândi cu inima și nu cu altceva, știți, ar face legile de asemenea manieră încât să gândească că acea lege se aplică unor oameni, unor oameni care în spatele lor au alți oameni, adică au familie, au copii, au părinți, au pensionari care poate sunt părinții lor și care trebuie să-i ajute. Și apoi trebuie să-i ajute și să aibă și curajul să reintroducă și să reinvestească în economia vie a României. Dacă ar gândi așa când fac legile, ar fi foarte bine. Dar ei gândesc în general cât mai multe venituri la bugetul statului, de unde se poată ei lua în mod discreționar și împărți cam cum crede de covință. Uitând că de fapt omoară economia care le aduce aceste venituri. Consider că în Parlamentul României au ajuns prea mulți neaveniți, prea mulți oameni cointeresați sau interesați, sau oameni care sunt ușor șantajabili ca să răspundă comenzilor de tot felul, de la politic până la
de altă natură. De aceea ies anumite legi și te curcești cum de a trecut. Și ulterior apar tot felul de corecturi, fie prin ordonanță, fie prin, eu știu ce, norme, știu, ordine de ministru și așa mai departe. Și astea sunt date cum sunt date, tot la, ca răspuns la o comandă și la urmă urmei constatăm, cum spuneți dumneavoastră, că muncesc 10 persoane și iau salariul cât pentru una. Iar bugetul statului absorbe tot venitul. Venitul și, dacă se poate, și capitalul. Să vorbim un pic despre acel proiect pe care îl intenționează doamna Dănuță să ne-l aducă la cunoștință în timpul apropiat, referitor la acele analize gratuite pentru botoșăneni. Da, prin statutul partidului, unul din capitole este, eu știu, ajutorarea clasei de mijloc și acelei sărace. Asta este specificul partidului. Asta m-a atras și pe mine să intru în acest partid. Sunt în România, la ora actuală, prea mulți oameni săraci și prea mulți oameni care ar face ceva, dar nu au unde să facă. De aceea vedem că mulți, foarte mulți, iau drumul privilegii în țările europene sau și chiar mai departe. Și în acest caz sunt în anumite momente persoane care trebuie ajutate. La acest lucru ne-am gândit noi să creăm un proiect de lege în care să creăm anumite fonduri de la societăți comerciale și chiar de la stat, să ajutăm prin anumite instituții de specialitate, care sunt, nu putem spune că nu sunt, acele persoane să execute niște analize gratuite pentru ei, să-și verifice starea de sănătate. Nu mai spunem că sunt persoane ale străzii foarte mulți, care atunci când ajung la un spital sunt tratați mai rău ca pe un câine. Eu am asistat la asemenea situație. Fiind de ce? Că nu are asigurare, că nu are cu ce să-și plătească analizele, că nu are cu ce să-și plătească doctorul, că nu are cu ce să-și plătească statul la spital sau eventual transportul înapoi acasă cu ambulanța. Știți? Ei, în acest sens ne-am gândit noi, cei de la Partidul Umanist, să facem un proiect de lege în care aceste persoane să fie ajutate, eventual chiar să fie agreiate anumite instituții medicale care să se ocupe numai de așa ceva. Știți? Un proiect benefic, zic eu, mai ales. Este, dar trebuie să gândească cineva și la acești oameni, că dacă nu ne gândim decât numai la profit și nu ne gândim decât numai la cât să câștigăm noi și nu cât să câștige și cel semenul nostru, sau nu să câștige, dar măcar să beneficieze și el de anumite, eu știu, gratuități, cum avem cantinele sociale pentru persoanele, eu știu, fără niciun fel de venit sau fără, sau cu handicap, așa să avem și un fel de casă de asigurări pentru persoanele care și-au pierdut orice speranță de viață, dar totuși trebuie să trăiască. Vorbim de un proiect la nivelul județului Botoșani sau vorbim de un proiect național? De un proiect național vorbim. Nu paralel cu casa de asigurări, casa de asigurări să rămână funcțională, că cea este pentru toată lumea, noi vrem să facem numai pentru persoanele cu handicap care sever, care nu au niciun sprijin nimănui, nici măcar poate un loc unde să ascundă de ploaie. Sună frumos, e adevărat, dar trebuie cineva să înceapă, să gândească măcar că trebuie ajutat și asemenea oameni. Nu vă mai spun, eu când mă duc la țară, în județ, și trec prin localități unde i-am cunoscut înainte în floarea localității, așa, îmi plânge inima să văd un bătrânel, o bătrânică la 2-3 case pustii. Acești oameni nu trebuie ajutați, nimeni nu se interesează de ei. Decât poate înaintea voturilor, înainte de a se da votul, mai trece primarul sau mai trec, eu știu, câțiva membri pe la un partid anume și mai lasă câte o sacoșă, eu știu, acolo de mâncare. Dar după ce uite de ei 4 ani? Din păcate. Din păcate, da. Să revenim la acel proiect al umaniștilor, care la care se pare că guvernul nu
nu vrea să-i dea undă verde, întârzie avizele pentru a permite acest proiect să ajungă la final. O să rog pe colegul meu Cătălin să ne pună înregistrarea cu doamna Grațiela Gavrilescu, deputat PPU, care ne-a vorbit ieri puțin despre această întârziere și vom reveni la acest subiect imediat după înregistrare. Cătălin, te rog. Proiectul la care faceți dumneavoastră referire, respectiv produsele, achiziționarea produselor alimentare provenite din producție autohtonă, se referă să fie achiziționate de către instituțiile de stat, de exemplu, școli, spitale, grădinițe, penitenciare sau alte autorități publice centrale sau locale similare, astfel încât produsele respective să poată să fie achiziționate la prețuri bune și să stimulăm în felul acesta și pe producătorii de alimente din România, creând în felul acesta și locuri de muncă. Iar la ceea ce ați făcut dumneavoastră referire la vânzarea alimentelor, produselor alimentare la raft, supermarketuri, acolo este vorba de cu totul o altă achiziție și acolo, bineînțeles, nu putem să impunem noi o lege. Noi impunem o lege să devină obligativitate achiziționarea acestor produse alimentare din producție autohtonă, numai de către instituțiile statului sau cele asimilare. Noi considerăm că în felul acesta, așa cum și celelalte state membre ale Uniunii Europene, protejăm pe cei care produc în România, știu eu, și au solare sau au câmpuri care sunt platate cu grâu, cu porumb sau, știu, cartofi și așa mai departe, să fie un stimulent. Și, după cum știți, în țări care imediat în timpul pandemiei, chiar pe stări de urgență, au introdus noțiunea de interzicere a exportului pe anumite produse alimentare. Deci despre lucrul acesta este vorba și, bineînțeles, să stimulăm în continuare pe micii producători. Guvernul întârzie, vă spun eu de ce întârzie acest aviz, pentru că lucrul acesta, dacă eram noi la guvernare, cu certitudine l-am fi făcut în minutul 1, atunci pe stare de urgență și era cu certitudine un lucru care punea la adăpost și pe producătorii de produse alimentare, dar în același timp aveam și o siguranță că românii nu rămân fără anumite produse alimentare și întârzie avizul, pentru că dumnealor consideră că ori nu ar fi bine să fie nu știu ce minister răspunzător, când de fapt Ministerul Agriculturii ar trebui să fie răspunzător de cum se gestionează distribuția acestor produse alimentare sau cum se face o centralizare la nivel național a tuturor producătorilor de toate produsele agricole produse în România, și cred că întârzie un pic avizul că nu sunt ei inițiatorii și suntem noi ca reprezentanți ai Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal în cadrul Parlamentului României. Abia aștept să văd avizul Ministerului Agriculturii, astfel încât să putem să le batem obrazul guvernanților care nu numai că nu își fac treaba, ar fi trebuit să ia niște decizii ferme în momentul în care această pandemie a apărut, așa cum de altfel întârzie cu foarte multe lucruri stimulente privind și alte industrii din România. Vezi industria auto, industria, știu eu, a producătorilor de aparatură de electrocasnice și alte industrie, industria constructoare, și stimulentele respective sau măsurile de protecție în vederea stimulării și păstrării locurilor de muncă nu au fost luate de către guvernul Orban. Am revenit acest subiect. Deci doamna Gavrilescu a explicat pe scurt ieri despre ce este vorba. Vreau să detaliem un pic subiectul, pentru că este un subiect foarte important și, într-adevăr, ar ajuta foarte mult producătorii autohtoni, mai ales s-ar putea face și ceva la nivel local. De exemplu, instituțiile statului din județul Suceava să își găsească oameni care produc anumite alimente, legume, fructe sau mai știu eu, și să achiziționeze de la ei. Totodată, în cazul în care ceva nu se găsește la noi în județ, să se creeze parteneriate între județe, indiferent de distanță. Și așa să se aprovizioneze în primul rând instituțiile statului de la producătorii locali autohtoni, și așa cu siguranță va crește economia și județelor.
De ce se vrea întârzierea acestui proiect? Până la urmă, deci, care sunt doar motive politice? După părerea mea, cred că se întâmplă următorul eveniment. Marea majoritate, vedeți dumneavoastră, a comercianților din România preferă să aducă marfa din import. Lucrurile sunt ascunse realității. Noi, totodată, avem informații că Ministerul Agriculturii asigură cofinanțarea anumitor, eu știu, lucrări agricole, printre care și fermele de legume și fructe, iar dumneavoastră în Suceava aveți chiar foarte multe livezi de fructe. Noi în Botoșani avem mai puține, eu știu, fructe, dar avem foarte multe legume. Sunt ajutați prin Guvernul României și Ministerul Agriculturii să-și dezvolte afacerile și culmea că aceste persoane se plâng că n-au unde să le livreze, fiindcă piața concurențială din import este mai avantajoasă pentru cei care vând. Mă refer la vânzările prin supermarketuri. Prea ușor am distrus noi acel sistem al nostru imediat după Revoluție în ce privește, eu știu, livrările acestor produse agroalimentare către instituțiile statului, mă referim la penitenciare, care consumă foarte multe alimente, ne referim la spitale, ne referim la grădinițe, creșe și, eu știu, unități de pompieri, armată și așa mai departe, școli și așa mai departe. Vedeți, ar trebui la ora actuală încurajate, cum încurajăm producția, așa să încurajăm și comerțul acestor produse, respectiv să creăm niște, la nivel de județ, eu știu, niște depozite și încă spații avem, depozite frigorifice, să încurajăm ca aceste spații de depozitare să fie puse la îndemâna producătorilor autohtoni ai noștri, urmând ca în baza comenzilor care o să le facă aceste instituții care consumă produse agroalimentare în activitatea lor, să se adreseze cu prioritate, dacă nu chiar exclusivitate, acestor depozite. Și nu supermarketuri, hipermarketuri și așa mai departe, unde știm de multe ori că produsele alimentare, dacă nu sunt controlate. Dar și supermarketurile n-ar putea apela la producătorii locali, mai ales că vorbim de produsele sezoniere. De exemplu, de ce la momentul de față supermarketurile să nu cumpere mere, cireșe, căpșuni de la producătorii locali? Nu ar spori asta vânzările lor? Inclusiv, pentru că nu știu, eu de exemplu nu sunt tentată să cumpăr căpșuni aduse din Italia în defavoarea căpșunilor crescute la țară. România, da. Nu știu, hipermarketurile și supermarketurile au ei o politică a lor. Dacă vrei să intri să vinzi pe rafturile lor, mai întâi trebuie să plătești. Și plătești la metru liniar de raft. Dar n-ar asta putea Parlamentul lor să facă, să intervină ceva ca să schimbe legea? În acest sens nu cred că poate interveni Parlamentul, dar în schimb poate interveni creind acele spații și, eu știu, favorizând agenții economici privați români, autohtoni, care vând marfă autohtonă și care produc marfă autohtonă. Pe aceștia trebuie să-i stimulăm noi. Și în momentul în care sistemul, cum v-am spus eu, impozitarea graduală, în momentul în care sistemul este pus la punct, în momentul ăla poți și să impozitezi afacerea. Dar mai întâi, dă-i o gratuitate individului care s-a angajat în această activitate, eu știu, agricolă, ca să zicem, și zootehnică chiar, că poate fi și carne valorificată și produse din carne. Creează-i cadru legal, ajută-l în prima fază, un an, doi, trei, ajută să se formeze ei, să se obișnuiască toți, domnule, că eu nu merg decât la acel depozit, că acel depozit este cu produse românești, cu, eu știu, controlate, ajutate și chiar subvenționate, ca să vindem mai ieftin decât vinde supermarketul, hipermarketul, pentru, eu știu, persoane juridice, nu vorbim de persoane fizice, că la acel depozit va putea merge orice persoană fizică. Nu!
va putea merge numai spitalele, creșele, penitenciarele, armata, jandarmeria, poliția, care servesc hrană la locul de muncă. Dar dacă vorbim aici de piețele agroalimentare, ele ar putea interveni, să ar putea achiziționa, s-ar încadra să achiziționeze produse de la aceste depozite? Nu cred că... Da, se poate. Se poate, dar ar trebui să diferențiem activitatea pur comercială pentru persoanele juridice de activitatea pur comercială sau și producție pentru persoanele fizice. Persoanele fizice de obicei au posibilitatea să aleagă între producătorul autohton și producătorul din import. El alege. Instituțiile statului ar trebui să meargă doar dar pe produsele dar noi trebuie să locale. Avem grijă că banul public, care că în aceste instituții circulă banul public, banul public să rămână la noi în țară și să rămână din nou, să întoarcă în producții din nou. Că dacă noi subvenționăm instituțiile consumatoare de produse alimentare, iar noi consumăm produse, dau exemplu, Turcia, Bulgaria și așa mai departe, în afară, înseamnă că noi subvenționăm agricultura acelor țări. Nu subvenționăm propria noastră agricultură. Aici nu gândesc, eu știu, că omul spune că da, domnule, eu am produs căpșuni, dau exemplu, ați vorbit mai înainte, și eu cunosc persoane care au, eu știu, 4, 5, 10 solari de astea de căpșuni, care încep căpșunile din start. Dar după ce au încetat activitatea, fiindcă spun, domnule, eu le produc, dar n-am cum să le vând. Da. Înțelegeți? Asta adică el a făcut o investiție, a cheltuit niște bani ca ulterior să constate că vine produsul din import la un preț mai ieftin decât îl produce el și este înghițită afacerea lui sau înghețată. Da, pentru că totul costă. Întreținerea seriei, întreținerea lor, personalul, plus depozitarea, iarăși din know-how. Da, nu vă dați seama câte locuri de muncă s-ar crea în acest întreg sistem. Adică locuri de muncă în ideea că se va produce aceste produse agricole pentru intern, pentru consumul intern. Aceste produse agricole nu se produc singuri, ele trebuie muncite la el, se creează locuri de muncă. Ulterior se creează un sistem întreg în care achiziționează aceste produse agricole din România, certificate de data asta că sunt corespund calitativ și totodată vânzarea și consumul lor care asigură sănătatea publică a poporului. Din păcate, noi am ajuns la finalul emisiunii. A fost o discuție foarte consistentă, zic eu, și ar fi mult mai multe de discutat, dar, din păcate, nu mai avem timp. Noi vă așteptăm și cu alte ocazii la noi în studio să dezbatem aceste subiecte care au rămas încă nediscutate. Iar vouă, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Vorbește Suceava, la aceeași oră. Cu voi a fost Daniela Șeșulschi. Ne revedem săptămâna viitoare.